Haideți, vă salut! Hai să-i dăm drumul la un vlog astăzi, la o poveste. Am vreo 2-3 zile, nu am mai povestit. Nu e ca și avea eu un public așa mare care îmi cere povești, dar totuși am zis să fiu punctual în povestiri. Îmi cer scuze dacă fac ochelare. Nu vreau să copiez pe cineva sau fac cu aroganții, dar am vreo 2-3 zile de când nu mă odihnesc și am zis să nu apar aiurea pe cameră cât de cât. Acum mă iertați. Sper că nu deranjează pe nimeni dacă filmez cu ochelari. Și am zis să-i dau drumul la să facem o poveste. Bineînțeles, mi-a scris o fată în comentarii și m-a tot rugat ca să citesc o carte, a zis respectivul. Îți dai seama că nu era fată, dar în viziunea mea, deci dacă eu am 20 și ceva de povești și tu îmi zici ca să citesc o carte, ca să zic o poveste reală, înseamnă că ești prost și nu o gândești. Deci dacă eu citesc o carte și zic o poveste, obligat n-ar mai fi reală, dar mintea lui i-a zis că să citesc o carte ca să fac o poveste reală. Nu vreau să-i transmit că nu are el zile muncite la câte fapte am eu, dar totuși vreau să fiu modest. El nu are vacanții pe unde am eu interdicții. Sau nu-și permite vacanții pe în ce țări am eu interdicții. Dar ca fapt divers, trecem peste aspectul ăsta și intrăm în poveste. Acum eram pe 2000. În 2012 am fost în țară. Am stat câteva luni în țară. Sărăcii, domnule, sărăcii, foarte mare sărăcii în țară. Și am decis să vin, eu mai aveam momente din astea, ba plecam până Austria, ba plecam până Elveția, ba plecam până Germania, ba până România, aveam 6-7 luni. Plecam din peisaj, mă întorceam înapoi. Acum am ajuns, normal eu plecasem pe nord, din nord am ajuns în România și în fin. Am stat în țară vreo 6-7 luni, m-am întors înapoi. Când m-am întors înapoi, m-am dus la un neam de-a meu, la o mătușă de-a mea, care și ea femeie cinstită la rândul ei, mai pe un nivel jos, într-adevăr, dar mai ciugulea, se descurca. Era de apreciat. În viziunea mea era de apreciat. Acum eu vorbesc în postură de infractor, nu vorbesc în postură de om cinstit, om normal, pentru că nu-mi permit. Acum ce-mi zice de fost infractor, că nu mai sunt infractor. Acum ce-mi zice mătușa respectiv? Zice, bă, Florine, nici eu nu prea o duc bine, tu acum ai venit din țară la fel, bănuiesc, dar eu am găsit ceva frumos de făcut. Zic, ce ai găsit ceva frumos? Mă uimești, ceva frumos. Zice, am găsit o bijuterie unde e loc frumos, o ardem frumos, la dulci, o ardem frumos. Tu mai ales ești, i-am zice, argint viu. Eram bun pe mai multe domenii. Cine mă cunoaște, știe de aici. Repet, 3-4 persoane, eu nu fac parte din lume mare. Dar ca fapt divers. Era bun și nu mă laud eu că nu mi-am murit lăudătorii. Îți dai seama că mă văd prietenii mei, mă văd. Ar fi aiurea să mint sau să îmi inventez chestii. Familia. Eram bun și noaptea și dimineața și ziua și din orice poziție. Și la dulci, și la acru, și pe față, și pe spate, mă descurcam dacă era, nu era problemă. Toată viața mea m-am știut să
mă descurc. Într-adevăr, n-am făcut eu nimic, dar ca fapt divers. Acum, îmi zice mătușa asta a mea că a văzut ea ceva frumos. I-a văzut o bijuterie și s-o ardem la dulce. Să intrăm acolo, ea o ținea... Era o persoană mai în vârstă acolo și în timp ce mi-a arătat, deci la secundă să văd dacă reușesc să fac ceva. Eu am zis, ok, hai să mergem acolo. Bă, aveam o zi de când ajunsesem iar în Italia. Eram fără bani, îți dai seama, eram zero. Acum ne-am dus acolo. Eu ce am zis? Bă, o iau și pe prietena mea de la timpul respectiv. Am luat-o și pe ea cu mine. Ea nu avea nicio treabă cu... Dormea pe ea, nu era de genul ăla de... Nu, de infracțiuni, de intervenții, măcar nu avea nicio gară cu... Dar mătușa asta mea, foarte dezghețată. Femeie în toată firea, dezghețată, în fine, știa să își facă treaba. Acum am ajuns la persoana respectivă acolo, la Tijghea, cu vrăjeala că vrem să vedem anumite lanțuri, verighete și alte inele ca să decidem dacă facem un cadou la cineva sau nu. Bă, persoana respectivă dormea tare pe ea, dar nu că dormea pe ea. Dormea în așa fel decât tu îți făceai treaba din orice poziție. Eu nu știam. Acum începe, ne scoate, deschide un seif. Bă, un seif mare, avea un seif, probabil avea 2 metri seiful. Când l-a deschis, era full de sertare și rotule de catefea unde se ține gold acolo, era o grămadă. Deci era full. La cum am înțeles după, femeia, că era femeie, femeia respectivă avea și atelier, avea și mai multe, deci nu era angajat. Era propriu al ei, era afacerea ei. Acum am început frumos. Arată, ea, țin să anunț, deci avea o tijghea mare, destul de mare, stătea 4-5 persoane la tijghea și undeva la o distanță de 1,5 metri, dacă nu și 2 metri, avea un cântar, bă, dar din ăla vei cântarul, era cu greutăți, punea greutăți acolo, trebuia să fie atent, nu era din ăsta electronic. Parcă ar fi costat o grămadă de bani unui electronic. Dar mentalitatea ca să nu cumpere, nu știu, habar n-am. Avea din ăla vechi. Acum avea din ăla vechi, a început să ne arăte anumite obiecte. Eu am simțit-o că e loc. Am simțit-o că era loc acolo și am început, acolo i-am prins eu slăbiciunea la cântar. Deci, dacă îi ziceam cât are obiectul cu tare, ea îl lua și când până pleca la cântar, îl cântărea până punea toate bălea acolo, se uita atent, deci ea nu era, nu anticipa că puteam să o ard, sau nu era, cum să zic eu, precaută cu noi, cum ar veni. Mai ales că persoana respectivă o cunoștea pe mătușa mea foarte bine. Deci se cunoșteau. Din vedere, se cunoșteau. Eu știu din ce cauză se cunoșteau, dar mai bine așa. Deci se cunoștea bine și s-a mers pe încredere. Adică n-a pus riscul, nu o interesa. Ea se ducea la cântare, eu rămâneam cu tava în față. Dar cum să-mi dai tu, ca și cum i-ai dat la unul, n-am mâncat o săptămână și îi pui, ce știu, îi pui tot felul de ciorbă, de burtă mici, bă, tot se întinde la să, instinctul să ia ceva să mănânce. Așa eram eu. Eu eram, n-aveam un euro în buzunar, vorba vine, cu tava în față sau cu ăla de catefea deschis în față, cu toate amestecate acolo, pentru că dacă era din ăla, era tavă din aia, aveam mai multe compartimente din alea gen și acolo aveam amestecate obiecte, cruciuliții, verighete, bă, era amestecat, era plină aia. Cum să nu iei tu de-aia? Bă, eu la început
Nu-mi venea să cred. Am început să bag în gură. Ăla a fost instinctul. Am luat vreo 3-4 verighete din alea și le-am aruncat în gură. Acum nu mai vorbeam. Oricum nu vorbeam eu, vorbea mătuși mea. Deci aveam o femeie în dreapta mea, una în stânga, cum ar veni. Eram cu două femei. Bă, la un moment dat am zis, bă, frate, ce asta doarme pe ea? Le-am scos din gură, mi le-am băgat la pantaloni în spate. La buzunar. Am început să bag direct în buzunar. Bă, și am stat acolo vreo jumătate de oră maxim. M-am încărcat tare de tot. Deci nu-mi venea să cred. Bă, nu-mi venea să cred că era așa naivă. Deci ardeam la... Am zis, bă, frate, să plec, că o să sunt... Deci sunt țeapă la cât te iau. Mai aveam puțin și ziceam eu, bă, dar tu nu vezi că eu fac treaba aici, las-o dreacu, sau tu faci la mișto? Bă, nu vine să cred. Dar totodată am zis, bă, să plec, să ies de acolo, ca să mai rămână și loc de bună ziua, ca să mai vin și mâine, poimine. Deci era loc. Acolo tu făcuse-i loc, cum ar veni. Unul care în domeniu își dă seama, bă, dacă mai e loc din tors, nu mai e loc, își dai seama, știi? Acum am probat noi, bă, m-am încărcat frumos. Mătuși mea s-a încărcat și ea, prietena mea, eu am început să mă enervez. Bă, frate, dar tu, pe bunii, ești nesimțită, deci chiar nu vrei să mănânci? Nu, că eu nu mănânc. Bă, te rog, eu mănâncă și tu. Nu că nu mănânc. Bine, lasă că vorbim afară dacă nu mănânci. Bă, nu vroia să mănânci deloc. Mătuși mi-a mâncat, eu am mâncat. Ea nu vroia. În fin. Era ea mai timidă, era frică. În fin. Nu știu de ce, nu era mică. Era chiar mai mare ca mine de ani. Cu 4-5 ani, 6 ani era mai mare ca mine. Dar așa a fost. Persoana respectivă nu îi plăcea. Am plecat de acolo. Ne-am dus să ne facem treaba, să ne luăm. Bă, nu vine să cred, zic, bă, frate, ce bine. Acum, ne-am dus, am dat ăla, îți dai seama că a fost, nu bine, bă, foarte bine. Deci trebuia unul să muncească vreo 2 luni ca să ia ce-am luat eu în jumătate de oră. Și 3 persoane, și 3 părți. Că eu așa am mers pe miza, bă, facem 3 părți. Într-adevăr, eu eram argint viu la din alea, adică eram, ardeam frumos. Bătuși mea doar o dată am făcut, după a urmat numai eu, ea era numai cu tira și am zis, bă, facem părți egale toți 3, chiar dacă ea era prietena mea. Așa am făcut eu atunci. Bă, eram genul ăla, dacă mă duceam cu 3-4 la treabă și nu-mi plăcea de unul, eu ziceam la Ilanț, eu cu ăsta nu fac parte. Faceți voi, știi, băieții, chiar acum am vorbit cu cineva care mă urmărește, un prieten de-a meu, și chiar i-am amintit chestia de... Chiar vorbeam și zice, da mă frate, mi-aduc aminte că... Adică dacă nu îl simt că e ce trebuie, nu fac parte cu tine. Nu merg, nu fac parte cu tine. Îți face parte... În fin. Acum am făcut părțile frumos, bă, ai și pe tun. Aveam o zi de când mă întorsesem. Eram bine. Eram bine. Eram mulțumit. Acum urma să-mi fac intrări. Având și ceva bani și eu și respectiv mătuși, mi-am zis, bă, să ne facem o intrare frumoasă, să o ținem caldă, că e bine. La vreo 2-3 zile, îi dau acolo cu un văr de-a meu. Bă, ia o pungă din aia, o pungă gen unde bagi cornuri. De hârtie, o punguliță de hârtie, avea vreo 3-4 ghiuluri din alea faine mari. Le-am luat și păr. Am plecat. Nu m-am lungit mult, am stat doar puțin. În fine, vrăjea la vărmi, vrea să vadă ceva. M-am întors cu mătuși mea și cu prietena mea. La vreo câteva zile. Cu gândul că o să-i dăm un avans. Deci, alegeam un obiect. Alegeam un obiect care valora 3-400 și îi dădeam 50 de euro, 60 de euro, pentru că noi suntem, suntem săraci
și vrem să ne însurăm, ne trebuie verighetii, dar le plătim în rat. Și uite așa, ca să mai avem intrare. Uite, am mai venit să-ți dau 50, ia mai arătă mie că vreau, poate mi-au și lanț. Și uite așa, aveam intrare și era bine. Acum, așa am început să facem. Am intrat așa două oară, scoate iar verighete, iar scoate inele și alte obiecte. M-am încărcat tare de tot și a doua. Dar n-a existat să nu mă încarc. Dar m-am încărcat tare de tot și a doua. Mai cu inimă. Îi dădus în 100 de euro, ceva de gen, 100, 100 și ceva, avans, a scris pe hârtie, avans, obiectele respective, în fine, și-a făcut ea treaba acolo. Nu mă interesa pe mine de 100 de euro. Dar, în fine. Mătuși mea acum a început să se-mi zică, băi, gata, băi, Flori, băi, gata, că tu ai nebunit, zice. Acum mătuși mea, fiind în dreapta mea, deci cum stau la cameră acum, în stânga aveam pe prietena mea, în dreapta era mătuși mea. Băi, eram atât de rapid și atât de cum trebuie, de multe ori nici mătuși mea nu mă vedea. Deci nici ea nu mă vedea. Eu când ieșeam afară mă întreba, bă, dar tu ai făcut ceva? Cum treacă o dacă n-am făcut? Ia uite ce e aici. Nu-i vinea să creadă pentru că aveam ce trebuia și în fine. Eram rapid din orice punct de vedere. Și atent în același timp. Ajunsesem la un moment dat, tijgheaua era lată, cred că vreun metru jumate. Bă, era lată tijgheaua. Era din aia de sticlă. Ajunsesem la un moment dat că mai vedeam ceva până băgat până interior, cum ar veni. Mă întindeam, deci mă uitam la ea, ea era la 2 metri de mine, băgam mâna, mă întindeam și luam de acolo. Când am fost cu vârmii bă, alea, după tâșgheaie le-am luat. Eu având 5 metri de mână, îți dai seama că băgam mâna acolo. Așa am fost născut. N-am făcut modificări. Bă, era bine tare. Asta e într-o concluzie, era foarte bine. Și pentru mine, și pentru toată lumea. Bă, foarte bine era. Acum era vară. Mergeam la mare, la... Deci, mergeam din două în două zile. Cu aceeași vrăjeală. Bă, ținea, ținea. Am venit să-ți mai aduc 50, am venit să-ți mai aduc 30, dar mai arată că vreau să văd cu tare obiect pentru... Am început să... Îl mai iau pe vârmiu cu mine și uite așa mi-am făcut intrare. Acum și lăcomia nu-i bună, într-adevăr. Dar nici nu poți să te abții când știi că e loc. Deci când știi că e loc, nici nu poți să zici, bă, gata, ajunge și ajunge pe moment. Dar tu, dacă e loc, mâine poi mi-te întorci înapoi. Că... Numai în cazul care e loc, într-adevăr. Bă, acum o ardeam frumos. O ardeam frumos. Am început, într-adevăr, din două sau trei zile mergeam acolo. La un moment dat, a venit și un unghi de-a meu. Nu era din zonă de aici, era din altă parte. Unchiul meu, când m-a văzut, în ce stil era în spatele meu, s-a pus pe un scaun. În ce stil iau, deci am luat un ceas de aur, era placat din aur, eu am crezut că era din aur, și i-am zis, bă, fii atent, acum iau ăla, i-am zis lui unchiul meu. Și a zis, bă, ești nebun, și l-am luat. Când a văzut unchiul meu, a zis, zice, bă, frate, dacă nu te oprești, eu rup ușa asta și ies afară, las-o dreacu. Deci el stătea în spatele meu pe scaun, el mă vedea de câte ori băgam în buzunar. Deci nu-i venea să creadă. Bă, bine și atunci. I-am zis, fii atent, acum ți iau brățară. Brățară i-am luat. Și din aia groasă. În fine, am făcut-o frumos. La un moment dat, bă, numai asta aveam în cap. Deci, era mult tare de tot acolo. Ea avea, ți-am zis, un seif din ăla de 2 metri, era full. Acum, la un moment dat, aveam la unde dădeam eu
mai departe, omul respectiv mă aștepta și la 12 noaptea. Dacă îi ziceam la 12 noaptea, deci a devenit ceva foarte sigur, că eu veneam din două în două zile. Bă, în caz că îmi trebuia 102 de la persoana respectivă, îmi anticipa bani că știa că eu peste două zile sunt acolo. A fost odată, chiar ne-am certat între noi, că vezi, Doamne, era loc ca să mănânci de acolo și n-am mâncat și eu am făcut urât și atunci a fost unica dată când a fost cantitatea cea mai mare. Dar fără să-ți dai seama, nu mai îți dădeai seama și ai, bă, acum nu te gândi că i-am luat 15 kg odată. Dar s-a adunat în o lună și ceva, cam un kil și. Îți dai seama că nu am luat eu banii care i-aș lua acum. Eu, țin minte, îl dădeam cu 24. 24 de euro era atunci la gram. Acum e mult mai mult. Am fost acum cu un prieten, acum recent, și e mult mai mult. Chiar mă gândeam, zic, uite cât m-a ars. Așa era cursul atunci. Eu mă mulțumeam că nu-mi trebuia acte și persoana respectivă îl dădea mai departe și tot așa. Deci fără acte, fără nimic. Bă, duceam, îl cântărea, atât ai, poftim bani. Bă, într-o concluzie era bine. Acum vorbesc cu un prieten de la... Prietenul ăla meu care a mai făcut povești de la Brașov. El era până Austria, Germania. Da, era până Austria, Germania. L-am contactat și zice, bă, ce faci, bă, frate? Ce să fac, mă? Am fusesem eu la Brașov. Am plecat la Brașov. Da, am plecat la Brașov și i-am povestit. Bă, uite așa, așa, așa. Când el, după o perioadă de timp, a fost plecat până Austria, Germania și m-a sunat. Zice, bă, dar mai e persoana aia respectivă acolo să mai face treaba acolo? Bă, ajunsesem la un moment dat, după cât o lună și ceva, a început să se înțepi persoana, că îi dispărea. Acum îți dai seama, vedea, îi rămânea semne acolo, luai, ce știu, luai un obiect și rămânea perechea la obiectul ăla. Și cu timpul și-a dat seama, deci prea vineam 3-4 persoane, două, și s-a înțepat târziu, dar s-a înțepat. Și a început să bată tot felul de țicnale, bă, când mi-a început să-mi dispară, nu știu, Doamne, eu nimic. La un moment dat, în față, așa, a pus o cameră, dar din aia veche, era gen cum filmează aia pe la anunț. Eu am văzut-o că era fake camera aia, ce dracu să facă mie camera aia. Și tot bătea, apropo, uite că am pus și camere, da, am văzut, eu ce cameră faină ți-ai pus. Dar nu, era din aia, o puneai și pa, la revedere. Cred că era cu casetă din aia vechi. Deci n-avea camere înăuntru, n-avea nimic. Acum ajunsesem să nu mă mai primească înăuntru. Ultima oară când am intrat acolo, am intrat cu doi prieteni de-a mei. Eu știam că nu mai ajunsesem să mă cert, mi-a zis să nu mai mă duc, că e mai bine așa, că i-a dispărut mult. În fine, eu nu m-am mai dus și am încercat odată, mă plimbam pe acolo, dar chiar ne plimbam și am intrat și am luat ultima sumă, a fost de 880, chiar mi-aduc aminte, cu doi prieteni de-a mei. După iar am încercat să merg acolo, când mă vedea afară la vitrină, la ușă să intru, îmi făcea semn că nu, zic, toți morți, bă, nu mă mai vroia acolo, îți dai seama. Acum mă sună prietenul ăla de la Brașov, care era în Germania, în Austria. Și îmi zice, bă, frate, mai ieși? Și zic, bă, dacă tu nu faci treabă pe acolo, hai aici, că îți dau eu o persoană, o femeie, o cumnată de-a mea, și mergi la treabă acolo, că pe mine nu mai am loc, frate, nu mai mă lasă, nu mai mă primești acolo, ești nebun, s-a înțepat. Bă, vine ăla din Austria sau Germania, exact nu mai știu unde era. Vine, da, omul, pușcăriaș. Dai seama, te ia și după față, acum na. Tatuaj, una alta, vară, ia după față, după...
ia o persoană, el nu era, era un bun genitor, el nu era să ardă așa pe față. Pe noapte era bun, dar pe, la dulce nu prea le avea. Era doar bun genitor, repet. Acum vine aici cu autocar, au mai știu cu ce a venit, m-am dus eu pe la Roma, l-am luat, a venit în zonă la mine aici, i-am dat pe o cumnată de-a mea. Eu acum, în timpul care începusem să schimb, nu mai mergeam cu mătuși, mi-a luat o cumnată, nu mai luam o cumnată, luam un văr, uite, vrea să vadă și el că a văzut la mine, că nu știu ce. Băi, eu în tot timpul ăsta, nu știu dacă am cumpărat 2-3 obiecte să fi cheltuit vreo 3-400 de euro. Dar n-am. Dar hai să zic, 3-400 de euro, că am investit. Dar de unde să investesc? Eram pe plus, îți dai seama, dacă îi luasem un kill și eram bine. Acum, adunat, nu totodată, adunat. Dar totuși foarte bine. Gândește că la 100 și ceva de grame, bă, odată e bine. 200 e bine, cum naiba să nu fie bine? Poți să faci și părți în 3, dar eu făceam în 3, normal făceam doar la o persoană. Că Ailant era tot cu mine, tot banii la mine intrau. Acum vine prietenul ăsta meu, o ia pe cumnata aia mea, încearcă acolo. Bă, m-am dus, greșeala mea, m-am dus și i-am arătat înainte, i-am zis, uite aici este, și am trecut eu înainte, ea a fost geană pe stradă, a văzut când am trecut eu și când s-a dus ei să intre și a dat seama că era trimis de mine. Bă, și-a dat seama, s-a înțepat. A început să stea pe ei călare acolo, n-a putut să facă nimic. Nu vinea să crezi. Zic, uite bă, frate, cum a venit ăsta din... Și nu, n-a putut să facă nimic. Nu mai era loc, absolut deloc. Acum s-a desființat, îți dai seama. Și a trebuit ca să facem alte chestii cu prietenul meu, ca să nu fi venit și el degeaba. Mai am și alte povestiri cu prietenul ăsta meu care a venit din Germania, Austria. Deci, într-o concluzie, n-a reușit. Mie mi-a mers bine vreo o lună jumate, două luni. Mi-a mers foarte bine. Acum, pentru ea nu era o mare pagubă, dar eu deja îi pusesem gând rău. Și când a zis gând rău, deja vreau să o ard în alt mod, că nu mai... Se procedează pe aici, în alt mod. Dacă nu mai era loc, acolo oricum era bine, deci era bine și în alt mod s-o ars, și am început eu să, cu altă lume, ca să, în fine, nu s-a dus la bun sfârșit, dar ca fapt divers. O să mai urmeze și partea a doua, cu alt mod. Dar acum să văd cum o zic. Oricum, totul este evident, ca la fiecare care își zice povestele mai dubioase, este un pamflet. Le-am auzit și eu pe la alții, pe la un botez, la o cumetrie, am auzit vorbea cineva, am mai pus eu de la mine, am mai citit și din cartea aia care mi-a zis femeia respectivă. Și am făcut un vlog, îți dai seama că nu... N-am făcut în viața mea o infracțiune, nici nu știu ce înseamnă. Bun, vă salut și numai bine, cu respect, baftă!